Salut! Eu sunt Cristioniță și pentru că probabil ai văzut deja o mulțime de review-uri aproape trase la Indigo pentru seria Galaxy S23 de la Samsung, eu vreau să-ți ofer o perspectivă diferită. Am aici modelul S23 Plus și ca să fac acest video mai interactiv și să vedem împreună cât a evoluat seria S de-a lungul timpului, o să-l compar cu un smartphone pe care încă îl folosesc pentru gaming, adică Samsung Galaxy S9. De ce? Pentru că aceasta poate fi perspectiva unui om care schimbă telefonul după câteva generații. Dacă S23 Ultra este pentru cei care schimbă telefonul anual, S23 Plus e pentru cei care vor un terminal bun, dar care poate au un dispozitiv mai vechi. Am acest telefon de aproape 5 ani, iar timp de 3, el a fost device-ul meu principal zi și noapte. Chiar dacă bateria nu mai ține cine știe ce, performanțele și ecranul m-au făcut să-i mai dau o nouă viață ca dispozitiv mobil pentru gaming. Dar să revenim la noul S23 Plus, care este realizat din aluminiu pe margini și sticlă protejată cu Gorilla Glass Victus 2 atât pe față, cât și pe spate. Telefonul are un design drept, ecranul și spatele fiind plate, ceea ce îmi place. Ambele telefoane, deși sunt câțiva ani în diferență între ele, sunt rezistente la apă și sunt certificate IP68 la o adâncime de 1,5 metri timp de 30 de minute. Deci, surprinzător, la acest capitol nu avem diferențe. Ce diferențe vedem la 5 ani distanță? Practic o distanță între stilurile de design ale timpului. S9 a mers pe un design care părea la vremea respectivă mai premium adică față și spate curbate cu ramă de aluminiu, dar care pe modelul mic nu a adus probleme de ergonomie. S23 Plus vine în patru culori, Phantom Black, Cream, Lavender și Verde, cel pe care l-am avut eu și care îmi place foarte tare pentru că are așa un aspect militar. La capitolul ecran avem diferențe destul de mari între aceste două dispozitive, însă trebuie să-i dăm cezarului ce al cezarului. Da, este evident că telefoanele din prezent au evoluat mult față de cele de acum 5 ani din punct de vedere al ecranelor, pentru că au rate de refresh mai mari, afișează mai multe culori și sunt mai luminoase însă dacă te uiți la un film sau pe YouTube, nu o să observi prea mari diferențe la calitatea imaginii între Galaxy S9 și S23 Ambele pot reda conținut HDR, luminozitatea pe S9 se duce până la 1100 de nits, în vreme ce pe noul model ea ajunge până la 1750 în condiții speciale. Cele mai mari diferențe le vei simți la rata de refresh, care pe S9 este standard la 60 Hz, iar pe S23 este de până la 120 Hz. Și, bineînțeles, la dimensiunea propriu-zisă a panourilor care pe vechiul telefon este de 5,8, iar pe cel nou este de 6,6. Ambele au always on display, însă culmea rezoluția mai mare o vei găsi pe S9, care poate fi setat până la 2960 pe 1440 de pixeli, în vreme CS23, are o rezoluție de 2340 pe 1080. Sigur, acest aspect nu face o diferență reală în ce mă privește pe mine, pentru că nu pot vedea pixelii pe niciunul, dar este ciudat să vedem că un model de top de acum 5 ani are un ecran, cel puțin în teorie, mai clar decât unul lansat acum câteva săptămâni. Ecranul rapid de PS23 Plus nu face diferența decât în interfață și în anumite jocuri, dar ajungem și acolo. Boxele sunt stereo pe amândouă, iar sunetul este tunat de AKG. Și deși S23 Plus se aude clar mai tare, iar sunetul este puțin mai dinamic, nu pot să spun că S9 m-a dezamăgit, fiind primul flagship al companiei care a integrat două difuzoare. Apropo, un lucru care a dispărut de pe S9, însă nu pot să zic că l-am folosit prea mult, este gecul de căști. La capitolul specificații tehnice și performanță am observat cea mai mare diferență și este clar că anii pe care S9 îi are în spate nu îl ajută prea tare. Deși telefonul încă se ține destul de bine pentru un Android de acum jumătate de deceniu, nu pot să nu remarc cum S23 zboară prin orice am dat să facă. Instala jocuri și aplicații grămadă, nicio problemă. Actualizări în Play Store, nici atât. Nu doar că telefonul ăsta este foarte rapid, dar nici nu se încălzește foarte tare. Eu nu am testat modelele S din anii precedenți, însă acest nou device reușește să rămână relativ rece chiar și când îl pui serios la treabă. Vechiul S9 se ține și el destul de bine pentru vârsta lui, și mai ales pentru faptul că e un Android. Însă procesorul Lexinos 9810 pe 10 nm și dimensiunile mai reduse îl fac să se încălzească mai repede și puțin mai tare, iar cei 4 GB de memorie RAM nu-ți permit să ții multe aplicații pornite în fundal. Pe S23 Plus avem platforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ceea ce presupune faptul că procesorul a primit niște optimizări speciale pentru flagship-urile de la Samsung. Telefonul vine și cu 8 GB de memorie și 256 stocare, aceasta fiind configurația de stocare de bază de anul acesta. Astfel, jocurile PS23 Plus sunt o plăcere și m-am jucat o mulțime de titluri, însă telefonul abia dacă s-a încălzit. E drept, nu toate jocurile te vor lăsa să te bucuri de toți cei 120 de Hz, iar asfalt nou, ce mă joc eu zilnic pe telefon, este blocat la 60 de Hz. Dar ce să mă plâng. Interfața este mare și mai bine spațiată mulțumită ecranului mai mare, iar culorile sunt de vis. Tipic unui Samsung de top. Totodată, Galaxy S9 a primit două update-uri de sistem de la Android 8 la versiunea 10 a sistemului de operare. În vreme ce S23 Plus pleacă din start cu Android 13 și One UI 5.1 iar Samsung promite 4 upgrade-uri de sistem pentru noul model. Având în vedere cât de bine se ține încă S9-ul meu pe Android 10, sunt aproape convins că S23 Plus nu va avea probleme nici chiar pe Android 17, atunci când acesta va fi lansat. Ca opțiune de deblocare, pe ambele avem senzor de amprentă și de blocare facială, însă senzorii sunt diferiți, pentru că pe cel vechi avem un scanner tradițional plasat pe spate, care funcționează repede și bine, iar pe noul model avem un senzor de amprentă ultrasonic în ecran care cumva este mai rapid și cel puțin la fel de precis. El este poziționat nu foarte jos, ceea ce îl face mai comod de utilizat. Deblocarea facială pe S9 mie nu prea mi-a mers cu aproape niciodată, însă cu S23 Plus nu am avut probleme decât în condiții de lumină foarte scăzută, altfel nota 10. La conectivitate S23 Plus suportă 5G, Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.1, în vreme ce S9 venea cu Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 și 4G. Feedback-ul haptic a fost și el îmbunătățit la acest model, deși chiar și cel de pe S9 se simțea suficient de premium, mai ales pentru vremea sa. Știi că ți-am spus mai devreme că la performanță am văzut cea mai mare diferență, dar cred că m-am răzgândit. Autonomia pe Galaxy S9 nu a fost niciodată punctul forte al modelului, iar după 5 ani cred că poți să-ți dai seama că lucrurile nu au mers decât în jos. Foarte jos. De fapt, dacă mă joc pe el 2-3 ore asfalt, ceea ce știu că nu este sănătos, trebuie să-l încarc de vreo 2-3 ori pe zi, iar încărcarea de 15W nu este cea mai rapidă. Nu știu cum se face că telefonul se descarcă repede chiar și dacă nu-l folosesc, dar de încărcat tot îi ia vreo oră și 40 de minute. În fine, partea bună și la acest capitol este că Galaxy S23 stă mult mai bine. Și pentru că ține mai bine de o zi, chiar și cu sesiunile mele îndelungate de gaming, stat pe rețele sociale, uitat la filme HDR. Nu pot să zic că am fost impresionat de autonomie, care ține o zi jumătate în cel mai bun caz la modul meu de utilizare, dar mi-a plăcut să văd că vitezele de încărcare sunt mult mai acceptabile. Cu un încărcător care știe și 45 de W, am reușit să alimentez S23 Plus de la 5% la 100% în puțin peste o oră. Iar acest telefon știe și încărcare wireless la 15 W și încărcare PowerShare la 4,5 W, funcție pe care am folosit-o ca să-mi încarc căștile. Pe S9 aveam doar încărcare wireless la 9 W. Un alt aspect care s-a schimbat drastic de acum 5 ani pe telefoane este cel legat de camere, care la vremea respectivă nu erau prea multe. S9 a venit cu o singură cameră pe spate, un obiectiv de 12 megapixel cu diafragmă variabilă și stabilizare optică și o cameră selfie de 8 megapixel cu autofocus, alături de care mai exista un modul de 2 megapixel care avea rol doar de a-i scanner. Pe S23 Plus situația stă altfel, pentru că avem o principală de 50 de megapixel stabilizată optic, cu un obiectiv telefoto de 10 megapixeli cu zoom 3x stabilizat și el și, în ultimul rând, o cameră ultra-wide de 12 megapixeli cu un de 120 de grade. Pe față, telefonul are o cameră de 12 megapixeli cu autofocus. În ce privește pozele, evident că S23 Plus îți va oferi o calitate mai bună în ce privește culorile, dynamic range-ul, dar și multitudinea de posibilități atunci când faci fotografii. Prin comparație, Obiectivul de PS9 este limitat în ce privește posibilitățile de fotografiere cu zoom sau unghi larg, însă claritatea și dynamic range-ul și stabilizarea sunt în continuare mai mult decât acceptabile, chiar dacă vorbim de un flagship de acum 5 ani. Pe timp de noapte, inteligența artificială îl ajută PS23 Plus să tragă cadre ceva mai bune, însă diafragma variabilă de PS9 își spune cuvântul și reușește să capteze încă poze foarte bune atunci când nu e multă lumină în jur. Pe partea de video, S9 poate filma până la 4K 60fps, ceea ce pentru vremea lui nu era rău deloc. Dar și aici lucrurile au evoluat repede și S23 Plus poate să filmeze 8K la 30 de cadre pe secundă. Dacă te bucurai că de acum acest și pleacă din start de la 256GB memorie, să știi că filmările 8K mănâncă memorie foarte repede. Așadar, dacă ai și tu un Galaxy S9 pe care l-ai folosit ca telefon principal până acum, felicitări! Ești un utilizator sustenabil de telefoane și meriți un premiu poți să te premiezi liniștit cu Galaxy S23+, Plus, care la 5500 de lei îți oferă cam tot ce ți-ai putea dori de la un flagship. Iar momentan poți să-ți cumperi varianta cu 512 stocare la același preț cu modelul de 256 de giga. Mie unul mi-a plăcut foarte mult Galaxy S23 Plus și îl consider un smartphone complet care oferă de toate pentru toți. De la materiale de calitate la unul dintre cele mai bune ecrane de pe piață și performanță de top fără compromisuri. Este un dispozitiv mai clasic decât S23 Ultra, dar în afară de micile diferențe la cameră, nu sunt diferențe majore. Eu îți mulțumesc că ai vizionat până la capăt acest review. Mai puțin obișnuit și te invit să te abonezi la canalul nostru de YouTube pentru a fi la curent cu ultimele noutăți în materie de tehnologie, dar și business. Până data viitoare, toate cele bune!